sunt foarte, foarte inteligente. Dar vreau să demonstrez în seara aceasta că sunt cu un gram de inteligență, am un gram de inteligență mai mult decât Delia. Și o să rog foarte frumos, dacă are amabilitatea, să numere până la 20. Mamă, frate, cât de misogin. Nu. Zinu. Zinu. Ce vrei să faci? O să vezi după aceea. Tot ce-și ceream era să intri în jocul meu puțin. Nu pot. Nu știu, ceva mă ține. Jur că nu știu ce aș vrea să te ajut. Vreau să fac să fie bine. Bă, dar nu pot. Batache. Ăsta era al tău? Neluțu? Ascultă-mă. Bă, tu n-ai dacă, cum să ai... Dacă tu nu mergi până la 20... Nu vreau, mă, nu vreau care să numere. Este cea mai tare glumă din istorie. Bă, nu vreau să... De acord. Nu vreau să-l ajut. Nu vreau. Da, mă, care vrea să numere până la 20? Orice, domnișoară, am înțeles, Delia nu e foarte inteligentă astăzi. Nu bă. Pot azi, exact. Ei bine, aici s-a cam terminat. Cucule, dar nu te lua de fata noastră. Tu vrei, uite, ridică-te în picioare și numere cu voce tare până la 20. Îți mulțumim. 1, 2, 3, deja ai greșit din start. Unul la mână nu ți-am spus în ce ordine să numeri, crescător, descrescător. Doi la mână, dacă eram în locul tău, aș fi numărat astfel, 29, 28, 27, 26, până la 20. Ce nu și-au dat tot cei din sală seama e că tu în timp ce numărai de la 1 și până la 20, practic ți-ai numărat bărbații care ți-au trecut pe pat în viața asta. Dar ai ținut minte pe toți, jur. O secundă. Am vrut să-l bat. Tu ai crezut că e funny, nu? Dacă spui asta. M-am cat pe mine de răspune. Ce dracu eu... era amuzant. Ma, prietene. Nu se te la o emisiune de umor. Vă dați seama că... Părerea dumneavoastră. Eu mă uit la el și știi ce văd? Moarte, 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 moarte. Bă, dar ce colț de vampir are. Da? Senzația când îl primeam în ochi era ca scârțuitul pe tablă. Asta e chiar un băiat special. Suntem identici, deci avem personalități. Tu în copilărie. Cred că ești între primele trei numere de stand-up pe care eu l-am văzut în acest sezon. S-ar putea chiar spre locul 2. A fost și vreau să fac și chestia asta. Bravo, se poate! Am revenit! Bună seara! Înainte de pauză, Neluțu, omului Bendeac, s-a dezlănțuit pe scena Ai Umor. Care vrea să numere până la 20? Orice, domnișoară, am înțeles, Delia nu e foarte inteligentă astăzi. Nu bă. Pot azi, exact. Ei bine, aici s-a cam terminat. Ce nu și-au dat tot cei din sală seama e că tu în timp ce numărai de la 1 și până la 20... Numai că atunci când îți dai seama că nu e ce trebuie, poți să-ți rezervi dreptul să te ridici și să spui stop joc. O secundă. Am vrut să-l bat. Ești infantil, pe cuvântul meu. Cu toții putem cădea de acord. Deci nu. Că în acest moment în care sunt extrem de calm și de iubitor, îți pot spune, uitându-mă fix în ochii tăi, că ești un dobitoc. Ok. Mă, ești un mare dobitoc. De ce ai făcut asta? Trecând peste faptul că ai avut un număr de... Îți respect decizia, dar nu sunt... Nu, nu e o decizie. Nu. Părerea voiam să spun. Bun. Ok, Mihai. Mă doare fix dacă ești sau nu ești de părere cu mine. Deci, lăsând asta la o parte, cum poți să vrei să faci o chestie cum atac de la 1 la 20 și dacă ea refuză să facă asta, să-i spui că astăzi nu e inteligent? Adică, îți permiți. E un spectacol de umor, nu e așa? Păi e un spectacol de umor, mergi, dar chestia aia nu are umor, crede-mă. Și chiar în momentul în care a numărat fata aia și a urmat, nu avea niciun fel de umor. Adică era asta voiai să faci cum atache? Nu, era o tată de rău. Adică dacă ea numărat de la 1 la 20 și spuneai hei, stop, nu ți-am spus în ce ordine. M-am cat pe mine de râs. Tocmai a spus că ăsta e roast. Mulți concurenți au perceput greșit roastul. La noi s-a transformat roastul într-o mitocănie, grosolănie, atac la persoană, la familiile noastre, la lucruri pe care concurenții oricum n-au de unde să le cunoască. Roast? Roast. Aplauze. Roast. Băi, era roast?
Da, cred că un era. Un fel de roast, da. Ok, și Matache număra până la 20. Da. Și după care îi spuneai, a, ți-ai numărat bărbații din viață? În mod natural se pare că noi ne enervăm în momentul în care Delia este agresată. Dar cum se face așa ceva? Număr până la 20. Mm-hmm. Atâția bărbați ai avut. Bam, bam. O, bune? Tu câți ani ai, tinere? 29. 29. Ai sărit de 20, nu? Sigur. Nu e mare șmecherie. De 200? Nu. Nu. E, vezi, bărbații trebuie să aibă cât mai multe și femeile cât mai puține. Nu este treaba noastră câți bărbați are o femeie în viața ei. Chiar nu suntem genul ăla să stăm cu socotitoarea, bang, bang, strecem de la stânga la dreapta. Pentru noi este foarte important ce vedem pe scenă. Tu ai crezut că e funny, nu? Dacă spui asta. Te-ai gândit că e amuzant. Consider numărul meu de stand-up, pe care l-am mai folosit în alte spectacole, amuzant. Nu, dar stai că mi s-a blocat creierul la chestia asta. Adică, pe bune. Deci asta voiai să faci cu Matache? Să numere până la 20? Asta era continuarea ta? Era o capcană. Da. Și ce ți se pare amuzant în asta? Uite, hai să facem o treabă. Ce ți se pare amuzant, mă? Mai avem răbdare. Ce e amuzant? Ia. Ce dracu' e amuzant, zi? Era amuzant. Adică, pe bune, dacă... Ce dracu' era amuzant? Ba, prietene, numără de la 1 la 10 și după ce termin, spui 9, 10 și o spun 10. Toată viața. Tu ce mi-ai fi zis mie? Mamă, bă, bă, ești foarte tare. A, după cum vezi, nu mă deranjează absolut nimic. Nu e smart ce ai făcut, în niciun fel, e rău. Și nici măcar asta, numără de la 1 la 10. Stop, ți-am zis eu în ce ordine să numeri. Asta e? Despre asta e vorba? Asta trebuia să ne facă pe noi să ne dăm pe spate de râs? Pe bune? Știu ce vot o să primesc. A, oricum, sunt o persoană foarte ambițioasă. De fel, vă apreciez pe absolut toți trei. Mai ales pe Mihai, că nu e o persoană ipocrită și spune punctul de vedere deci așa cum ipocrit. Trebuie. Bă, deci eu nu mai suport, te jur. Dar cine e ipocrit? Mai ales pe Mihai, că nu e o persoană ipocrită. Adică, cine este eu sunt un ipocrit? Om ipocrit? Nu te-am exclus, Chelu, să înțelegi. Nu te-am exclus. Poate am momente când sunt ipocrit.